Să spun și ce parfumuri clone interesante am mai găsit. Mezzona Lambra Kismet for Men este o clonă de Yves Saint Laurent Tuxedo. Și miroase bine, bine de tot. E dulce și totuși proaspăt, foarte sexy, seducător și dacă era un pic mai persistent, era parfumul perfect. Pentru că pe mine persistă undeva în jurul la 4 ore. Emisa Tobacco Rouge e inspirat din Red Tobacco de la Mancera. De inspirat bine. În afară de deschidere, care nu-i chiar la fel de abrazivă, e foarte asemănător. S-au chinuit mult să le iasă evoluția de la mult tutun la tutun vanilat, ușor fructat, parcă cu niște fructe uscate. Mi se pare că, dată fiind diferența de preț față de original, oferă mult mai multă calitate decât te așteptai. E drept că persistența pe pielea mea e undeva pe la 6 ore, nu ca în Red Tobacco de ordinul săptămânilor. Dar tot mi se pare suficient. Gloria Parfum African Dance este un parfum absolut fantastic, inspirat din Baldafric de la Byredo. Și miroase atât de bine. Este proaspăt, ierbos și un pic dulceag. Vei găsi în el, printre altele, gălbenele, lămâie, coacăze, violetă și, repet, multe altele. E în continuu proaspăt și dulce, se joacă foarte mult cu simțurile tale. Persistența lui pe pielea mea e undeva pe la 5 ore. Lorena Bad Boy își găsește inspirația în fulgerul acela negru, adică în Carolina Herrera Bad Boy, și îmi place că are același plus de cacao, ba chiar aș spune că în Lorina Bad Boy e chiar un pic mai mult. În linii mari e destul de apropiat. Din punct de vedere al persistenței, pe mine Lorina persistă puțin mai bine. Ceea ce, sincer să fiu, nu era greu, că Bad Boy nu mi se pare chiar persistent, oricum la prețul său mi se pare că merită să-l încerci.